Sezonul rece aduce de fiecare dată gripă și viroze. Medicii ne cer să fim precauți și să nu ne ferim de vaccinarea antigripală. Aceasta se face cel mai bine în lunile octombrie-decembrie și este nevoie de 7 zile ca să-și facă efectul. În această perioadă, la Direcția de Sănătate Publică Mehedinți se calculează necesarul de doze de vaccin antigripal. În momentul de față, suntem în etapa de a întocmi catagrafia persoanelor eligibile pe grupele de risc expuse la infecția cu virusul gripal. Mai precis, este vorba de copii, gravide, personalul medical care lucrează în unitățile sanitare, personalul medical din unitățile de asistență socială și de îngrijire a copilului și vârstnicului, persoanele peste 65 de ani, precum și bolnavii cronici. Medicii au arătat odată în plus că persoanele care prezintă risc de a se îmbolnăvi de gripă nu trebuie să se teamă să-și administreze vaccinul. Cel puțin în județul nostru nu s-au remarcat, nu au existat, de fapt, reacții adverse sau cazuri de internări post-vaccinale. Vaccinurile antigripale nu provoacă niciodată gripă, pentru că virusurile pe care le conțin nu sunt active. Pe de altă parte, există contraindicații. Vaccinul antigripal este contraindicat persoanelor cu boli respiratorii și persoanelor cu alergie la ouă, carne de pasăre, fulgi și pene. Efectele secundare ale imunizării antigripale apar rar, iar medicii au arătat că sunt minore. Vaccinurile antigripale sunt eficiente în cazul în care conțin virusul care determină epidemia. Aproximativ 90-95% dintre persoanele vaccinate vor fi protejate de infecția gripală, în sensul că nu vor mai face deloc sau vor face doar forme ușoare de boală.